Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că o soluție pentru anularea ordonanței de urgență numărul 6 din 2016, care a permis încheierea protocoalelor secrete între parchet și SRI, ar putea fi găsită în Parlament. În Camera Deputaților este un proiect de lege, într-un stadiu avansat, am înțeles, care analizează ordonanța 6, ce a permis, repet, aceste echipe mixte și aceste protocoale. Am înțeles și eu din spațiu public că este foarte posibil ca ordonanța să fie respinsă. Toader mai spune că dacă ordonanța 6 este respinsă în Parlament, atunci nu mai este nevoie ca guvernul să emită o nouă ordonanță de urgență pe tema protocoalelor. Ministrul Justiției a afirmat că toți cei care au fost condamnați pe baza unor procedee nelegale instituite de protocoalele secrete ar trebui să beneficieze de o rejudecare a cazului cu scoaterea celor probe din dosar. Tudorel Toader a mai spus că la nivelul ministerului pe care îl conduce nu există în lucru un proiect de act normativ legat de amnistie și grațiere. Ministrul Toader declară că există în Parlament de anul trecut un proiect de lege privind amnistia și grațierea și că rămâne de văzut dacă aceasta va fi calea de urmat pentru aprobarea unei asemenea legi. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut recent guvernului să emită un act normativ prin care cei care au avut de suferit în urma protocolelor secrete parchet SRI să poată fi reabilitați.